Sibiu l-a găzduit prima paradă a cățeilor din oraș. Evenimentul a avut loc în cadrul Convenției Tatuatorilor. Frumoasele exemplare canine însoțite de stăpâni au făcut senzație pe covorul roșu din fața sălii tales. Peste 200 de iubitori de animale și de tatuaje din țară au luat parte la prima paradă pentru căței din Sibiu. Aceasta a fost susținută în fața sălii Italia, situată pe una dintre cele mai frumoase străzi din oraș. Stăpânii frumoaselor exemplare canine au avut astfel ocazia de a se mândri cu animăluțele lor. Emoții? Nu. Azi văd cum se comportă, că e mai un pic mai neastupărat acum, că e încă pe el. Dar ce părere aveți de ideea asta să facem o paradă cățeilor la Sibiu? Mai, e chiar fain, am vrut să-l duc, numai că din păcate pe n-am putut să duc la concurs sau așa, deși e din linia de concurs. Alo, auzi? Și cumva mă bucur că se face o paradă să pot să-l duc, chiar dacă nu e neapărat ceva de câștig, dar să fie acolo, să vedem cum este. How old is he? Les, how old is he? 11. 11? Oh, he's very fit for 11. Chiar dacă pe covorul roșu n-au ajuns chiar toți căței frumoși ce au luat parte la eveniment, ei au putut fi admirați alături de stăpânii lor. Am înțeles, dar văd că totuși e cu potiță, deși e un simpatic. Legea. Legea. În rest, respectăm nu. Respectăm legea, nu, n-are treabă. Și l-ați mai dus vreodată la vreo paradă? Nu. Ce părere aveți de inițiativa asta? Foarte bună. Iubitorii de câini, să salveze cât mai mult câini. Nu știu cât de ascultătoare. Am reținut. Pare că foarte sociabilă. Eu zic să te înscrii. Dar ce părere ai despre paradă? Ideea de a-ți face o paradă a cățelor în Sibiu? Foarte mișto. Și inedit, mai ales că implică tatuajele. Super mișto. La parada din Sibiu au venit însă și iubitori de canine care și-au lăsat acasă animăluțele. Păi și ați venit la paradă doar cu tatuajele? La paradă pentru că cățelul ăsta este foarte mic. Dar voi ce ziceți de paradă de căței? Ați mai văzut voi paradă de căței fetelor? Unde? Mergem la expozițiile de căței. Dar chiar așa se lăsați acasă? O luăm data viitoare. Aia. Tare faină, de-abia aștept. Să înceapă.